Care este primul sentiment așa care te-a încercat când ai ajuns pe pistă la hotel? Iată acum câți românii sunt aici la stadion din Wolfsburg. Pot să spun că este foarte mult entuziasm printre noi. Adică din momentul în care am aterizat, am văzut cum ne-au primit oamenii, cum am ajuns la hotel, câți români au fost aici pentru noi. Iar hotelul, cum este decorat pentru noi, toate camerele, toate afișele cu noi din timpul calificării. Este un sentiment de mândrie, să spun, pentru că este un lucru pe care la care am muncit, pe care ni l-am dorit. Și să ajungem aici și să vedem cu ochii noștri rezultatul calificării și mai presus de atât miza pe care este aici, este un sentiment foarte plăcut. Radu, puteți regăsi și păstra starea de spirit pe care ați avut-o la sfârșitul preliminarilor? Da, starea nu s-a schimbat. Când am început acest cantonament, pe majoritatea dintre noi pe 25 mai, nu s-a schimbat nici măcar după aceste două meciuri, aceste două teste pe care le-am avut, pentru că până la urmă acest și atitudinea și atmosfera ne-a calificat. Am înțeles lucrul acesta și noi îl menținem pe tot parcursul perioadei. Ce ai învățat de la Ange Postecoglou la Tottenham care te-ar putea ajuta la națională și la Euro? Păi atât de la el, dar cât și de la colegii mei, de la nivelul ridicat care este acolo, te ajută foarte mult să evoluezi în cariera ta de fotbalist, pentru că acolo este o lume total diferită. Iar sper ca prin acest lucru să, în primul rând, să ajut echipa și să-mi ajut colegii. Și lucruri specifice, defensive? Nu neapărat, pentru că cum ne apărăm acolo este diferit de felul în care ne apărăm la națională, dar asta face un jucător, nu știu cum să spun, prin felul în care schimbi tu și reușești să te mulezi pe cererile antrenorului, cu atât reușești să devii un jucător mai bun. Ați vorbit între voi despre ce ar însemna să aveți un turneu bun. Sigur că ideal ar fi finala, dar realist vorbind, cum ar fi bine? Noi am plecat de la ultimul meci cu gândul că noi vrem să ieșim din această grupă. Acesta este obiectivul nostru și cred că este un obiectiv pe care putem să-l atingem, pentru că noi mereu am jucat, am fost, să zic așa, underdog. Toată lumea sau majoritatea oamenilor nu au crezut că putem face acest lucru, iar faptul că reușim, că am reușit să facem acest lucru, ar trebui să ne dea multă încredere și să avem încredere în mijloacele noastre că putem face un european bun. Suntem outsiderii acestei grupe? Nu neapărat. Eu nu o văd așa. N-a fost o stare de spirit bună după cele două amicale, cum este acum? De unde știi? Am văzut după meci. După meci este normal să fie niște reacții mai aprinse, dar pot să spun cu toată siguranța că în mijlocul grupului este o stare de spirit excelentă. Suntem încrezători, suntem mai uniți ca niciodată. Din contra, aceste două amicale, eu spun că ne-au dat multe răspunsuri, pentru că am fost foarte foarte sinceri cu noi, între noi, iar sunt de părere că suntem pregătiți să înfruntăm acest european. Începi tare împotriva golgheterului din La Liga. Ai început deja să-l studiezi? Cu siguranță. În această perioadă și în perioada următoare vom studia foarte bine Ucraina. Și o să încercăm să facem un plan de a câștiga meciul. Radu, după calificarea de pe primul loc, după victoria cu Elveția, erați eroi, după două egaluri înainte de Euro, ați fost huiduiți. Ai spus că în Anglia te aperi diferit față de cum te aperi la națională. Se și trăiește fotbal diferit? Adică în cazul în care ai fi avut rezultatele astea la Tottenham, ar fi fost, nu știu, huiduiel sau te-ar fi încurajat publicul? Fanii
orice om poate să-și manifeste starea cum dorește până la urmă. Acum este greu de comparat pentru că acestea au fost două meciuri amicale, iar nu poți să compari niciodată echipa de club cu echipa națională. La echipa de club ai un număr limitat de fani, la echipa națională este toată țara. Deci este normal ca reacțiile să fie puțin mai diferite, pentru că fiecare om este mai diferit. Dar cum am spus, eu cred și sper să avem cât mai mulți fani la stadion, să ne susțină și să înțeleagă un lucru, că poate nu-și dau seama cât de importanți sunt ei în momentele dificile și în momentele în care lucrurile nu merg bine. Un cântec sau un Hai România scântat de tot stadionul îți dă o energie incredibilă în momentul ăla. Radu, deschidem turneul final cu Ucraina. Întotdeauna primul meci la un turneu final e vital. Un pas greșit îți închide foarte multe piste, o victorie îți creează o energie suplimentară, fiindcă nu e timp de recuperat în niciun fel. Cum crezi că ar trebui să abordeze România meciul acesta cu Ucraina din această perspectivă? Statistic, primele două meciuri din grupe sunt foarte închise. Echipele nu riscă, echipele sunt foarte așezate, nu vor să-și ia foarte multe riscuri. Dar bineînțeles, vorbim despre o grupă în care fiecare meci te poate califica din această grupă sau poți ieși. Noi trebuie să fim echilibrați. Nu trebuie nici să ne aruncăm, dar nu trebuie nici să avem o abordare foarte, foarte moale. Trebuie să analizăm foarte bine echipa, cum a spus, și să ne facem un plan de atac. Ai schimbat campionatul în ultima perioadă, ai plecat din Italia în Anglia, puteai să fii în Germania și să joci acasă, practic, cu Ucraina primul meci. Cât de mult s-a schimbat Radu Drăgușin din perioada Italia, perioada Anglia? Ce ai schimbat la tine? Ce ai îmbunătățit la tine? Da, cu siguranță. Mi-am dorit să merg în Premier League, asta se știa. Iar acolo nivelul este foarte ridicat și te obligă să evoluezi și tu. În momentul în care te antrenezi cu jucători de calibru cel mai ridicat din lume, este imposibil ca să nu ridici și tu nivelul tău. Dar cum am spus, eu cred că valoarea unui jucător stă în de a se pune în indicațiile antrenorului și să reușească să facă ceea ce te roagă antrenorul. Da. Radu, te-am văzut la meciurile din preliminarii cântând imnul pe tine, dar numai pe tine, cântând imnul foarte special. Nu știu, te gândești la momentul ăsta, la primul meci oficial și te vedeai mic, fiind copil, că vei cânta imnul la un meci, la un turneu final? Este un moment foarte special, mai ales când suntem acasă și tot stadionul începe să cânte imnul. În momentul acela eu doar închid ochii și îl cânt alături de ei, pentru că simt un moment de nedescris. Este un sentiment pe care nu poți să-l descrii dacă nu ești în momentul ăla, înconjurat de 30, 40, 50 de mii de oameni în care te îndeamnă la luptă. Pentru mine este un primul, dar și toate momentele în care îmbrac acest tricou, este o responsabilitate incredibilă și încerc să o fac cât mai bine, mereu să joc cât mai bine. Și tehnic, voiam să te întreb, ai făcut parte dintr-o defensivă, avându-l alături pe Andrei Borca, o defensivă foarte bună în aceste preliminarii. Meciul ăsta ai jucat fără el. Sperăm să se recupereze, bănuiesc că sper și tu. Și asta voiam să te întreb, cum te înțelegi cu ceilalți colegi în condițiile în care Andrei încă nu este recuperat? Sau noi sperăm să fie. Cum am spus și într-un interviu, după meciul cu Bulgaria, m-am înțeles foarte bine cu Adi, iar pe parcurs cu Nede, iar cu Raco am avut un meci aproape fără niciun fel de emoție, pentru că nu a fost adversarul
să nu ne-a pus adversarul nicio problemă. Dar am spus, avem un rot valoros în care în orice moment, orice jucător, dacă are vreo problemă, poate să intre un altul și să-și facă treaba foarte bine. Și am încredere în toți. Deși ești cel mai tânăr din lot, ai una dintre cele mai mari experiențe dintre colegi, tu, dintre restul lot, din restul colegilor. Tu simți vreo presiune așa că lumea are așteptări de la tine și faptul că ai jucat cu niște nume mari te-a învățat să gestionezi presiunea asta, dacă există? Da, eu am învățat și cred că de-a lungul carierei mele destul de scurtă și la început am jucat alături de jucători foarte importanți și eu am impresia că lumea a avut mereu așteptări foarte mari de la mine. Dar eu niciodată n-am jucat pentru a atinge acele așteptări. Eu am jucat pentru mine și pentru familia mea, să-mi demonstrez mie și familiei mele că pot să ajung la un nivel foarte ridicat și să-mi fac un nume în fotbal.